Vești bune din partea președintelui Claus Iohannis, șeful statului susține că există semnale clare că economia se va redresa. Iohannis a amintit și că România va beneficia de fonduri europene în valoare de 80 de miliarde de euro. Pandemia de coronavirus a însemnat o lovitură gravă nu doar la nivel sanitar, ci și economic. Cu toate acestea, autoritățile spun că există semne că ne vom reveni din punct de vedere financiar. Președintele României, Claus Iohannis, a transmis un mesaj în cadrul unui eveniment organizat de Bursa de Valori București cu ocazia aniversării a 25 de ani de activitate a instituției. La începutul acestui an, indicatorii privind piețele financiare arătau că România beneficiază de un climat investițional stabil. Din păcate, în contextul pandemiei de COVID-19, criza economică și-a făcut simțită prezența și în România, ca peste tot în lume. Există însă semnale clare că economia revine pe calea redresării. Ultimele date statistice indică pentru România, cât și pentru economiile europene, o creștere consistentă a produsului intern brut în trimestrul al treilea față de trimestrul anterior, atunci când economia a resimțit șocul generalizat al crizei sanitare. De asemenea, rata șomajului în economia noastră se menține la puțin peste 5%, iar pe piețele financiare investitorii își păstrează încrederea în potențialul nostru de dezvoltare, a declarat șeful statului. Iohannis a mai spus că în următorii ani România va beneficia de fonduri europene în valoare de 80 de miliarde de euro. Această sumă va reprezenta o oportunitate reală de consolidare a potențialului de creștere economică, a mai spus președintele României.